În sala de lectură a Bibliotecii Județene Basarabescu din Giurgiu, astăzi în jurul prânzului, Vasile Cristoi și-a lansat cartea Unde sunt vapoarele de altă dată? O antologie de autor apărută după alte câteva lucrări ale fostului navigator și comandant de navă. Mari și în tăcere, de la Sulina la Rotterdam și Marinari, marinari, din care s-a alcătuit antologia lansată astăzi. Celor prezenți la eveniment, autorul a reușit să le stârnească curiozitatea de a citi cartea și tot Vasile Cristoi a explicat cum a hotărât să stabilească titlul lucrării sale. Mă uit la titlul cărții și aș fi avut o corectură. De fapt, cu domnul Mucenic am vorbit despre titlul ăsta, care e cumva sugerat de o poezie a lui François Villon, care fiecare strofă se termină Unde sunt zăpezele de altă dată, și parafrazând lucrul acesta, a citit această întrebare. Intervenția lui Dan Mucenic, autorul cuvântului înainte al cărții lansate, a fost una care se poate clar interpreta ca o părere avizată în legătură cu viitoarea opera lui Vasile Cristoi. Cred că odată cu apariția aceasta, domnul Vasile Cristoi se poate îndrepta liniștit către scrierea de ficțiune, memorialistica i-a ajuns, cred. Deci a cam spus lucrurile importante și dragi sufletului său pe care le-a avut de spus. Tot la sala de lectură a Bibliotecii Giurgiuvene s-a anunțat astăzi apariția grupată a numerelor 3 și 4 ale Jurnalului de Literatură, publicație recentă a Instituției de Cultură. Acțiunea de astăzi a Bibliotecii IA Basarabescu se încadrează în larga paletă a întâlnirilor prilejuite de promovare a scriitorilor giurgiuveni, o inițiativă cuprinsă în ceea ce s-a numit Vara Scriitorilor Giurgiuveni, acțiunea avută în vedere pe tot parcursul sezonului festival.